Din această lună, contribuabilii mari sau mijlocii trebuie să dețină aparate de marcat cu jurnal electronic, potrivit Ministerului Finanțelor Publice. În 24 mai a fost aprobată ordonanța de urgență a Guvernului numărul 44/2018, potrivit căreia operatorii economici sunt obligați să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Astfel, măsura trebuia implementată de contribuabilii mari sau mijlocii până la 1 septembrie, iar cei mici au ca termen data de 1 noiembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, se estimează că operatorii economici mari și mijlocii utilizează circa 100.000 de aparate de marcat. Până pe 29 august au fost instalate doar 30.000 de aparate pentru toate categoriile de contribuabili, inclusiv cei mici. Amenzile pentru lipsa noilor aparate de marcat sunt între 8.000 și 10.000 de lei.